Salutare, bine v-am regăsit cu un nou exercițiu. Este de aceeași formă ca și videourile anterioare. Dacă le-ați vizionat, vă provoc să rezolvați, de ce nu, înaintea mea. Haideți să vedem care este exercițiul. Arătați că numărul n egal cu 3 la puterea 2011 plus 2 mulți cu 3 la puterea 2010 plus 3 la puterea 2009 Plus 3 la puterea 2008 este pătrat perfect. Întotdeauna în aceste exerciții în care avem semne de plus și minus între uh, termenii numărului, nu putem să aplicăm nicio formulă. Știm că formulele în care avem aceeași bază numere cu puteri cu aceeași bază, avem fie mulțire, fie împărțire pentru a putea aduna sau scădea puterile. În aceste situații se calculează cu factor comun. Și factorul comun este numărul cu puterea cea mai mică. Observăm că între 2011, 2010, 2009 și 2008, cel mai mic număr este 2008. Deci 3 la puterea 2008, atenție, nu doar baza, nu doar puterea, ci întregul număr 3 la puterea 2008 reprezintă factorul comun. Și îl vom scrie și noi, n este egal 3 la puterea 2008 mulțit cu ce ne va rămâne de la puterea 2011. 2011 minus 2008 va rezulta un 3, deci 3 la puterea a treia plus 2, că aici mai aveam noi o mulțire în față, 2 mulțit cu, nu va trebui să o ratăm, să o pierdem, mulțit cu ce ne rămâne de la 3 la 2010. Păi ne va rămâne 3 la puterea 2010 minus 2008, adică 3 la puterea a doua, plus din 3 la puterea 2009, dând factor comun pe 3 la puterea 2008, ne va rămâne un singur 3, sau 3 la puterea 1 de la 2009 minus 2008 și plus 1 în final, pentru că mai avem uh, chiar factorul comun. Și închidem paranteza. Efectuăm calculul în paranteză. Vom avea n egal 3 la puterea 2008 înmulțit cu 27 plus 2 înmulțit cu 9 plus 3 plus 1. Deci, N este egal cu 3 la puterea 2008 înmulțit cu 49. Cine este acest 49? Chiar 7 la puterea a doua. Și deja avem scris un număr cu puterea a doua. Să vedem cum îl scriem și pe 2008 ca un număr la puterea a doua. Exact, prin descompunere. Deci, N egal cu 3 la puterea 1004 înmulțit cu 2, care ne dă exact 2008 înmulțit cu 7 la puterea a doua. Putem restrânge cu formula și vom scrie 3 la puterea 1004 înmulțit cu 7 totul la puterea a 2. Am reușit să-l scriem ca un număr la puterea a 2, atunci putem afirma că el este un pătrat perfect. Acesta a fost și ultimul exercițiu de acest tip. Sper că ați reușit să înțelegeți care este ideea și să le rezolvați de un singur rei. Dacă totuși aveți întrebări, vi le aștept în comentarii. Nu uitați să ne apreciați cu un like dacă v-a plăcut, și pentru alte exerciții vă rugăm să vă abonați și veți fi notificați dacă. Vom posta și alte exerciții care au menirea să vă ajute să înțelegeți mai bine această disciplină, matematică. Pa pa.